orașele construite în totalitate de Ceaușescu, o frumoasă amintire. Unele sunt aproape pustii și s-a ales praful de ele. Mai multe orașe din țara noastră au fost construite de la zero de către Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, multe dintre ele nu au rezistat în fața testului timpului, iar astăzi sunt așezări fantomă, abandonate aproape în totalitate. De la Palatul Parlamentului, Transfăgărășan și până la porțile de fier, Perioada comunistă a fost una în care infrastructura din țara noastră s-a dezvoltat enorm. Iar printre nenumăratele proiecte din această perioadă s-au numărat și mai multe orașe construite de la zero de către Nicolae Ceaușescu, însă care astăzi sunt abandonate aproape în întregime. Cele mai multe dintre aceste așezări ridicate în perioada comunistă aveau scopuri inzutriale, fiind așezate în zone foarte importante strategic. Iar unul dintre cel mai faimoase astfel de orașe este Scornicești, unde s-a născut Nicolae Ceaușescu. În anii 70, localitatea din Olt a trecut prin transformări majore. Aici au fost ridicate 70 de blocuri, au fost deschise fabrici de procesare a cărnii, un spital, un liceu, cât și mai multe școli. Cu toate acestea, după Revoluție, Scornicești s-a transformat într-o umbră a orașului care a fost cândva. Ce s-a ales de orașele ridicate de Nicolae Ceaușescu. Un alt astfel de oraș important se afla în județul Bihor, fiind vorba despre Ștei. Inițial, aici erau doar 200 de case, însă, datorită minelor de uraniu din zonă, în Ștei au fost ridicate zeci de blocuri, cinci săli de cinematograf, două școli, cât și o bază sportivă. În scurt timp, populația a ajuns la aproximativ 10.000 de oameni iar orașul a primit numele de Dr. Petru Groza până în anul 1996. Astăzi, înștei mai trăiesc doar undeva în jur de 6000 de oameni. Orașele sunt astăzi părăsite aproape în totalitate. În județul Brașov găsim un alt astfel de oraș ridicat în perioada comunistă. Mai precis, este vorba despre Victoria, oraș al cărui poveste a început chiar în primii ani ai regimului comunist când a fost înființată colonia de muncitori Ucea. În scurt timp, orașul a ajuns la o populație de 8.000 de locuitori. Cu toate acestea, după mai multe probleme de care s-a lovit combinatul chimic Victoria, anii 90 au adus un declin economic pentru micul oraș. Iar într-o situație similară se află și Ciuda din Caraș Severin, care astăzi este aproape părăsit în totalitate.